Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Sunt Cătălin Ganera și vă prezint elemente din școala alergării, din cadrul disciplinei sportive: atletism, alergări. Tema se adresează clasei a 5-a, competențe generale 2. Utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinelor sportive studiate. Atletismul cuprinde probe din alergări, sărituri, și aruncări. Pentru a realiza un grad corespunzător de însușire a probelor atletice de alergări, sărituri și aruncări, se vor aborda cel puțin trei probe, câte una pentru fiecare categorie. Predarea și exersarea se vor realiza frontal, pe grupe, individual sau combinat în cadrul aceleiași lecții. Locul atletismului în lecția de educație fizică este, după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor sau, după dezvoltarea calităților motrice, viteza sau îndemânarea capacităților coordinative. Nu este recomandată planificarea în aceeași lecție a deprinderii motrice alergarea de viteză cu dezvoltarea vitezei și, în special, viteza de deplasare sau a deprinderii motrice alergarea de rezistență cu. Dezvoltarea rezistenței În clasa 5-a, învățarea, consolidarea, perfecționarea Unor procedee tehnice de prinderi specifice atletismului a alergărilor Cuprinde elemente din școala alergării Alergarea de viteză și alergarea de rezistență Elementele din școala alergării clasa 5-a sunt Alergarea cu joc de glezne alergarea cu genunchii sus, alergarea cu pendularea gambelor înainte și alergarea cu pendularea gambelor înapoi. Alergarea cu joc de glesne. Mișcarea este localizată în special la nivelul articulației glesnei. Contactul cu solul se realizează cu partea din față a tălpii, se mai numește pingeaua, apoi talpa este rulată spre călcâi, săgeata albastră. Este un exercițiu care trebuie folosit cu foarte multă atenție, deoarece se poate produce un efect invers. Mișcarea de înțepare, săgeata roșie, duce la o alergare înfrânată. Se poate folosi următoarea succesiune metodică. Din sprijin oblic înainte, cu palmele pe un perete, alergare cu joc de glezne pe loc. Apoi, alergare cu joc de glezne pe loc, fără sau cu mișcarea brațelor, și, în final, alergare cu joc de glezne din deplasare, fără sau cu mișcarea brațelor. Alergarea cu genunchi sus. Mișcarea este localizată în special la nivelul articulației genunchilor. Obținem trei unghiuri de 90 de grade. Între trunchi și coapsă, între coapsă și genunchi, între gambă și laba piciorului. Este un exercițiu foarte bun pentru a învăța corect pasul alergător de viteză. Este foarte importantă ridicarea genunchiului în timpul alergării de viteză. Se poate folosi următoarea succesiune metodică. Din sprijin oblic înainte, cu palmele pe un perete, alergare cu genunchii sus pe loc, alergare cu genunchii sus pe loc fără sau cu mișcarea brațelor și alergare cu genunchii sus din deplasare, fără sau cu mișcarea brațelor. Alergare cu pendularea gambelor înainte. Exercițiul este localizat în special la nivelul articulației gleznei, care execută o mișcare de agățare, săgeată arbastră, la nivelul părții din față a labei piciorului. Este un exercițiu foarte bun pentru a învăța corect pasul alergător de viteză. Este importantă mișcarea de agățare care produce accelerare în timpul alergării de viteză. Se poate folosi următoarea succesiune metodică: alergare cu pendularea gambelor înainte pe loc, fără a folosi brațele, apoi alergare cu pendularea gambelor înainte cu coordonarea mișcării brațelor și picioarelor și, în final, alergare cu pendularea gambelor înainte din deplasare, fără sau cu mișcarea brațelor. Alergare cu pendularea gambelor înapoi. Mișcarea este localizată în special la nivelul articulației genunchiului. Se realizează flectarea gambei pe coapsă, ducerea călcăielor la șezută. Exercițiul se mai numește alergarea cu călcăiele la șezută. Este un exercițiu care trebuie folosit cu foarte multă atenție, ca și alergarea cu joc de glește, deoarece poate produce un efect negativ în timpul alergării prin pendularea excesivă a gambelor înapoi. Se poate folosi următoarea succesiune metodică: din sprijin oblic înainte cu palmele pe un perete, alergare cu călcâiele lașezută pe loc, alergare cu călcâiele lașezută pe loc fără sau cu folosirea brațelor și alergare cu călcâiele la din deplasare, fără sau cu folosirea brațelor. Au fost folosite resurse foto cu licență Creative Commons. Materiale filmate au fost realizate la școala gimnazială cu clasele 1-8, numărul 1, Cernavodă, județul Constanța. Mulțumire elevilor îndrumați de profesorul de educație fizică și sport, Daniel Băietu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.